Sau pe un alt și bine v-am regăsit cu un nou daily vlog pe acest canal. Astăzi voi merge până la munte pentru că trebuie să fac cu părinții mei, nu știu ce pe acolo. Și am zis filmul show că poate să vă placă. Afară este foarte, foarte frumos, dar bate vântul. Și da. Mai sunt 10 km și se văd tot munții pe aici. Ca să mergem să iei apă sfințită, nu știu ce. Până acum cred că mama ar trebui să vină de la biserică, pentru că eu nu merg la biserică. Și am stat în mașină până acum. Trebuie să fie cineva pe acolo, că văd că toată lumea vine, dar ei nu vin. Am ieșit din mașină, am terminat totul, am ajuns la destinație și am ajuns cu bine. Și noi trebuie să urcăm acest deal până ajungem acolo sus și trebuie să trecem din părâul ăsta. Și ce să fac? Ce e? Acolo sunt niște burcani. Căutăm pe net și vedem noi cine e asta. Păi de altă țară a fost trimasă, nu de aici. Da. Da, interesant, deci la tipul ăla să aibă poză cu lor, felicitarea. Da, uite chiar și asta, vezi? E ceva... Hă, și colorul ăla nu a apărut toată coașii. Aha, la noi de când e colorul, dar eu și-am tot mai mult alb negru. Și uite, vezi, de la doilea... De vreo 15 ani, dacă... În al doilea război, deci, nu? În primul război. În primul. 1914. Îți dai seama, e ceva interesantă chestie. E la muzeu. Și astea de cât timp sunt? 40 de ani, 50 de ani. Asta e de mult, ai. Ce-i dihur? Dihur. Fain. Să vede că are și eu. Nu știu ce fac. Păi mamă, vreau și un păi nas. Să prindem un dihur. Și ăsta tot așa l-a scumpărat sau? Ăsta ne l-o fac cadou cineva, ne l-o paia. Dar ne-am prins dihur, de-o capcane. Până acum am ieșit de la tante Silvia. Poftim?
mai departe. Plecăm mai departe, adică mergem, nu știu ce să facem. Eu acum am ajuns acasă că n-am mai filmat prea mult pe drum. Sper că v-a plăcut ziua de azi, mie chiar mi-a plăcut pentru că m-am distrat, am văzut lucruri șmecherii. A fost destul de frumos la Putna, vă recomand să mergeți și voi acolo în vacanță ceva. Noi am avut ceva treabă, deci n-am putut să stăm prea mult. Și da, nu uitați dacă mai vreți daily vloguri să apăsați pe butonul de like, să dați un share pe Facebook și să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o. Până data viitoare, numai bine, pa, pa!